Vorbim data trecută despre anxietate. Anxietate sau frică. Și anxietatea poate avea multe forme. Că vorbim de tot felul de frici din astea care te îngheață. Că vorbim de fobii. Și apropo de fobii, căutând pentru predica asta, am aflat o chestie foarte interesantă. Există sute de fobii. De la fobiile astea obișnuite, ca, eu știu, frica de spații închise, frica de păianjeni, frica de câini, frica de pisici, am auzit. Fiți atenți, vă citesc 4 fobii foarte faine pentru cei care nu le au. O fobie foarte periculoasă. Bibliofobia. Teama de cărți. Teama de biblioteci. Există chestia asta? Căutați-o pe internet. Fiți atenți, încă o fobie foarte periculoasă. Vaccinofobia. Teama de vaccine. Există. Încă una foarte, foarte complicată, în special pentru cei care nu o au, dar sunt în preajma unei persoane care are fobia asta, ablutofobia. Teama de a face duș. Da, există, există chestia asta. Și eu am rămas la fel de uimit ca voi, dar există, teama de a face baie. Asta este. Și cea mai periculoasă dintre toate se numește nomofobia și este ceea ce experimentăm cu toții, teama de a rămâne fără telefonul mobil. S-a și ridicat părul pe mine. Apropo. Ok. Da, există foarte multe fobii. Există însă frici mai mult decât fobii. Poate multe din lucrurile astea sunt nejustificate, însă există frici serioase, justificate, care ne blochează, care nu ne dă voie să mergem mai departe. Și da, trăim într-o societate a fricii. Vă dau doar câteva exemple. Teama pentru viitor. Teama pentru sens. Amenințarea asta care înseamnă dacă nu faci o facultate anume pe care ți-o zice maică-ta, n-ai niciun viitor, domnule. Dacă nu ești medic, nu ești nimic. Dacă nu faci lucrul ăla care spune, dictează societatea că trebuie să-l faci, n-ai viitor. Teama că nu vei avea un viitor. Teama de a fi părăsit. În special când vine vorba de prieteni, dacă nu ești ca mine, îmi pare rău, dar nu poți fi în grupul ăsta. Și asta provoacă multă teamă. Teama de eșec. Tocmai pentru că trăim într-o lume a social media în care toată lumea își pune pe social media succesul. Și toată ziua vezi succes după succes, după succes, după succes. Nimeni niciodată nu își pune pe social media un eșec. Dar tu ai eșec. Și asta te îngrozește. Teama de singurătate, teama de a lua decizii. Și atâtea alte frici pe care noi le avem. Biblia spune în Romani 8:15 și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Noi n-am primit un duh de frică și asta e o surpriză pentru mulți, pentru că mulți, din păcate, sunt fricoși. Cum poți să trăiești cu curaj într-o lume a fricii? Se poate. Și ăsta e titlul mesajului meu din seara asta. Există curaj într-o lume a fricii. Există. Și poți să trăiești cu curaj. Întrebarea este cum poți să ai curaj într-o lume a fricii. Și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți că la baza bisericii noastre, la baza bisericii în general, ar trebui să fie cuvântul lui Dumnezeu. De asta nu o să ne uităm într-o carte de psihologie ca să vedem cum putem să... Ci o să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cel care ne-a creat ne-a dat și manual de utilizare, care este cuvântul lui. Și o să citim un text foarte fain, pe care cu toții îl cunoașteți de când erați mititei, de la școala duminicală sau David și Goliat. Știți textul ăsta? E un text celebru. Și inclusiv celebru în literatura necreștine, toți știu de textul ăsta. Ne arată în textul din seara asta tabloul cel mai de groază posibil. Războiul. Și vreau să vă ștergeți din mintea voastră ideea aia drăgălașă despre David și Goliat, în care David îl învinge pe Goliat cu o piatră.
Și vreau să vă puneți în mintea voastră și să vă puneți în acest peisaj al războiului, care este un peisaj greu. Și mergem împreună, citim din 1 Samuel, capitolul 17. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco. O cetate lui Iuda au tăbărât între Soco și Azeca, la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei și au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte, Israel pe un alt munte, de cealaltă parte, și doar valea îi despărțea. Și vreau aici să intrăm cu toții în această imagine a războiului antic și să ne imaginăm. În antichitate, fiți atenți, și asta e noutate, o descoperire de ultim moment, verificați-o, e adevărată, nu aveau puști. În antichitate, tot ceea ce se făcea, se făcea în cel mai bun caz cu săgeți, dar în general cu sabia 1 versus 1, privindu-l în ochi pe cel cu care te luptai. Imaginea războiului în care plecai de la familia ta de acasă și erai aproape sigur că nu o să te întorci. Ba mai mult de atât, în care ajungeai într-un loc tenebros, plin de sânge, care mirosea greu, foarte greu. Știai că nu te vei mai întoarce la părinții tăi? Știai că o să-ți lași soția acasă și copiii? Știai că te vei duce într-un loc în care probabil vei muri? Îți va fi frig? Foame? Vei fi tăiat cu sabia, probabil? Și dacă vei scăpa de sabie, foarte posibil să mori după aia de infecție. Pentru că, fiți atenți, ceea ce noi suntem atât de obișnuiți, medicamente, ei nu aveau lucruri cu care să trateze infecția. Mulți dintre bărbați atunci luptau dezbrăcați, pentru că tocmai o lovitură de sabie făcea ca în tăietura aia să ajungă fragmente din haine și să se infecteze. Da, ăsta e locul în care oamenii ăștia luptau, plin de noroi, plin de nisip, plin de praf, plin de sânge, care ei nu știau dacă e sângele lor sau sângele inamicului. Vedeau o casă. Asta e imaginea războiului. Asta e imaginea fricii. Ba mai mult de atât, versetul 4 ne spune un lucru. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat. Avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și niște zale de sorți, tureși de aramă peste flările picioarelor și pavăză între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sigli de fier. Cel ce îi purta scutul mergea înaintea lui. Și fiți atenți, Goliat apare în fața ta în momentul ăsta de frică și v-am pus o poză ca să vă imaginați pe Goliat. Nu ăsta e Goliat, dar seamănă cu Goliat. Cine știe filmul Troi? Goliat nu e așa cum mulți și-l imaginează, un uriaș din ăla de 5 metri. Goliat, Biblia vorbește că era un tip înalt, mai înalt decât toți ceilalți, probabil avea vreo 2 metri jumate, era puternic, era bine înarmat, era înflăcărat în focul războiului, era antrenat, avea experiență și fiți atenți, avea mega atitudine. Când a ieșit Goliat, uitați-vă ce spune Goliat. Chestie extraordinară. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștirilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean, nu sunteți voi slujitori lui Saul? Alegeți un om care să le coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dacă nu, dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu ei. Vreți să vorbim despre curaj? Când vine omul ăsta absolut impunător și spune: haideți,
Haideți, dați-mi unul să mă lupt cu el. Haideți, dați-mi unul să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul, versetul 11, au auzit cuvintele filisteanului și ce au făcut? Le-a fost frică și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Saul, care era împăratul, Saul, despre care Biblia spune că el era cu un cap, că el era mai înalt decât toți ceilalți, mai frumos decât toți ceilalți, mai musculos, mai dus la sală, mai antrenat, mai capabil decât toți ceilalți și care era împăratul lor, conducătorul lor. Saul s-a temut. Saul era cel care trebuia să se lupte cu filistianul. Pentru că el era cel mai tare. Dar Saul s-a temut. Pe de altă parte, apare un tip. Un copil de vreo 15-16 ani, cu straița, cu brânză și cu nu știu ce pentru frații lui. Le duce merindea. Și apare copilul ăsta pe acolo, îl cheamă David, îi cioban și îl aude pe Goliat. Goliat care iese timp de 40 de zile, în fiecare zi, de două ori și provoacă la luptă. Și apare David acolo, chiar în probabil ultima zi, în ziua 39 sau 40, și aude. Și zice David următorul lucru. Copilul ăsta de 15 ani, 16 ani. Ce se va face aceluia care va omorâ pe filistianul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filistianul acesta netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? O armată înfricoșată, un împărat puternic ca Saul, înfricoșat, ascuns în cortul lui, și vine David, un puști, cioban, nimic special la David, și vine și spune, cum e posibil, mă, 40 de zile să vină ăsta? Cine e omul ăsta? De ce nimeni nu-i face? Întrebarea pe care vă pun eu în seara asta este următoarea. Ce l-a făcut pe David să aibă curaj? De ce David a avut curaj? Când în jurul lui era o armată îngrozită. Și întrebarea aceasta revine asupra noastră. Cum poți tu să ai curaj într-o lume a fricii? Cum pot eu să am curaj într-o lume a fricii? Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vedem câteva lucruri la David. În primul rând, poți să ai curaj într-o lume a fricii dacă îți schimbi perspectiva. Schimbă-ți perspectiva. Tocmai versetul 26 pe care l-am citit, vedem acest lucru extraordinar la David. Versetul 11 zice, Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte, s-au înspăimântat și au fost cuprinși de frică. Versetul 24 spune, la vederea acestui om, toți din Israel au fugit dinaintea lui și Saul, și i-a apucat o mare frică. În versetul 33, Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta, că tu ești un copil. Și el este un om războinic din tinerețea lui. Uitați-vă perspectiva lor. Mare, tare, luptător, egal frică. Și uitați-vă la perspectiva lui David, exact ceea ce v-am citit. David nu vede un om mare și impunător. David nu vede un luptător. David nu vede nici măcar pe unul care îi face din vorbe și știe ce să zică. David vede un singur lucru și dați-mi voie să vă citesc lucrul ăsta. Cine este filistianul acesta? Cine este acest netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Asta vede David. Ce îi dă curaj lui David? David are o altă perspectivă. David nu vede un om puternic. David vede un om care își bate joc de Dumnezeul lui.
Oh. Parcă pui altfel lucrurile. Parcă în momentul ăsta apare o diferență. Parcă David vede următorul lucru, că cine se pune cu Dumnezeu, oricine ar fi el, omul ăla va avea de suferit. Și putea David să facă două lucruri. În primul rând, David putea să se uite la el, să se uite în oglindă și să vadă: eu sunt un ciobănaș drăguț de pe câmpiile verzi ale Israelului, trebuie să mă duc rapid la oile mele, că altfel o să-mi pierd oile și nu sunt un cioban, nu sunt un păstor bun. David, dacă se uita la el, asta era perspectiva lui. David, dacă, pe de altă parte, s-ar fi uitat la Goliat și ar fi văzut această descriere a lui, ce ziceți că ar fi făcut? Ar fi plecat la oile lui acasă, pentru că era un ciobănaș care trebuia să se ocupe de oile lui și să nu le piardă. Însă David nu se uită nici la el și nu se uită nici la pericolul care îi stă în față. David se uită la Dumnezeu. David vede amenințarea ca o cară adusă adresa lui Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu. Uitați-vă în Psalmul 91:7. Pentru că în momentul în care tu îl vezi pe Dumnezeu înaintea pericolului, știi ce vei spune? 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost. O, cât de mare să fie Goliat ca să depășească acest loc de adăpost. Cât de tare să fie Goliat. Și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Cât de mare mai pare Goliat când tu spui lucrul ăsta? Cât de mare mai pare Goliat când tu ai perspectiva asta? Păi vă spun eu, nu mai pare mare Goliat. Asta este perspectiva lui David în cazul acesta. Vrei să ai curaj? Schimbă perspectiva. Nu te mai uita la tine. Nu știu ce frici vă domină pe voi. Eu știu ce frici mă încearcă pe mine. Nu știu ce frici vă încearcă pe voi, dar știu că vă încearcă frici. Nu știu cu ce pericole sunteți voi față în față în sezonul ăsta al vieții voastre. Eu știu cu ce pericole mă întâlnesc eu. Însă știu un lucru. Că dacă te vei uita la tine, cu siguranță nu o să ai curaj. Știi de ce? Pentru că în momentul în care eu mă uit la mine, ca eu să-mi rezolv problemele mele, eu cred în mine, eu nu cred în Dumnezeu. Dragul meu, în seara asta vreau să spun că trebuie să-ți schimbi perspectiva. Pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Nu te uita la pericol care ți se pare prea mare și foarte posibil să fie prea mare. Foarte posibil ca pericolul prin care, ca încercarea prin care treci, ca provocarea care te așteaptă la col să fie mai mare decât tine. E foarte posibil. Dar nu te uita la ea. Uită-te la cel care este singurul care poate să te scoată din încercarea în care ești. Că altfel nu vei avea curaj. Altfel nu vei face pasul înainte la luptă, la fel ca David. Schimbă-ți perspectiva. Poate problema în care ești este un păcat care e atât de mare pentru tine încât zici: nu am scăpare. Nu pot să scap de păcatul ăsta și mă lupt cu el zi de zi, săptămână de săptămână, de ani de zile. Da, nu poți. Dar eu spun, îl știu pe unul care poate. Eu știu pe unul care poate să zică că 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va atinge. Și știu ce trebuie să faci. Știi ce trebuie să faci? Să spui: Domnul este locul meu de adăpost. Trebuie să spui și să faci din Dumnezeu turnul tău de scăpare.
Da, oricât de mare ar fi Goliatul tău, oricât de mare ar fi pericolul în care ești, oricât de frică ți-ar fi, nu te mai uita la tine, schimbă-ți perspectiva. Schimbă-ți perspectiva asupra păcatului din care nu poți ieși. Da, Dumnezeu îl știe și tu îl știi. Fii atent, nu mai lupta singur cu El. Gata. Știi de ce spun gata? Pentru că noi doi știm foarte bine că până în seara asta ai luptat singur cu păcatul acela. Și amândoi știm foarte bine rezultatul. Te-a bătut. Gata, din seara asta e timpul să schimbi perspectiva și să-L vezi pe Dumnezeu mai puternic decât păcatul tău. Mai puternic decât, nu știu de ce, nu plănuiam să spun asta, dar o voi spune, nu știu cui va folosi. Dumnezeu e mai puternic decât divorțul părinților tăi. Dumnezeu e mai puternic decât lucrul ăsta. Da! Inclusiv decât asta. Dumnezeu e mai puternic decât singurătatea ta. O, da! Crezi că e singur? Singur a fost Hristos pe cruce. Tu nu ești singur. Tu l-ai pe Hristos alături de tine. Ce poți să ai să faci ca să ai curaj? Schimbă perspectiva. 2. Recunoaște intervenția lui Dumnezeu. Recunoaște intervenția lui Dumnezeu. Și mergem mai departe cu povestea. David vorbește în stânga și în dreapta și întreabă: bun, dar care e treaba cu filisteanul ăsta? Dar de ce nimeni nu s-a legat de el? Da, așa, da, așa, da, așa. Și din vorbă în vorbă ajunge vestea la Saul că David e un băiețel care vrea să se lupte cu uriașul. Saul cândva îl cunoscuse pe David, pentru că voi care știți Biblia știți că înainte de asta îi cânta. David îi cânta lui Saul ca să-l liniștească. Și un lucru interesant, David ajunge prezentat în fața regelui și Saul îl întreabă: ce te recomandă? Vocea și talentul meu, nu? Și fiți atenți, versetul 33. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta. Căci tu ești un copil. El este un om războinic din tinerețea lui. David, putem să zicem că Saul îl descurajează pe David, dar Saul îi spune doar ceea ce e real în ochii unui om. Tu nu poți să te lupți pentru că tu ești doar un copil. Saul îi spune adevărul. De ce nu se lasă David descurajat? De ce are David curaj? Pentru că David recunoaște în trecutul lui intervenția lui Dumnezeu. Și David a zis lui Saul, versetul 34, robul tău păștia oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smurgeam oaia din cură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filistianul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci. Și subliniați în Biblia voastră acest căci și încercuiți-l. Căci filistianul acesta a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Vedeți încă o dată perspectiva lui David? A ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Și David concluzionează: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Deci are David curaj? Pentru că el deja l-a cunoscut pe acel Dumnezeu. Ce ziceți de asta? Știți de ce are David curaj? Pentru că el a experimentat acest Dumnezeu pe care îl slujea. El nu s-a dus în neștiință de cauză. David, care era cioban, îl experimentase puterea lui Dumnezeu. Care dintre voi s-a bătut cu leul sau cu ursul? Sper că nimeni nu s-a bătut cu leul, că am aflat că în seara asta că avem printre noi alți iubitori de munte, nu? Fiți atenți! Câteodată pe munte te mai întâlnești cu ursul. Unii dintre noi suntem destul de bucuroși să ne întâlnim și să povestim: fost fain, o fugit. Dar n-aș vrea să mă întâlnesc cu ursul și să mă bat cu el.
Sau mai bine zis, n-aș vrea să se bată el cu mine. Și n-am 16 ani. Am vreo 27. Și David recunoaște că în succesul lui a fost mâna lui Dumnezeu. Și asta îi dă curaj. Experiența cu Dumnezeu în ascuns, experiența cu Dumnezeu în cămăruță, experiența cu Dumnezeu atunci când nu te vede nimeni, îți va da curaj atunci când ești în public. Experiențele cu Dumnezeu în singurătate te vor ajuta în momente cheie, pentru că tu vei ști că Dumnezeu e cu tine. Fiți atenți, chestie foarte tare. Nu știu dacă știți, de vreo săptămână, nu, mai mult, două săptămâni sunt tătic. Știu, mulțumesc. Studiam despre ceea ce înseamnă să ai un copil, cum să crești un copil. Apropo, e foarte greu. Dar recomand când o să vină timpul. Și studiam lucrul ăsta și scria în cartea asta pe care o citeam un lucru foarte tare. Ca un copil să aibă încredere în tine, trebuie să-i demonstrezi în fiecare zi faptul că el poate să aibă încredere în tine. Cu alte cuvinte, copilul are încredere în tatăl lui în momentul și datorită faptului că zi de zi a plâns și tatăl lui sau mama lui l-a luat în brațe când a plâns. Chestia asta îl face pe copil să aibă încredere. Copilul observă în trecut ceea ce tatăl lui face pentru el și asta îi dă încredere pentru viitor că tatăl lui va fi acolo pentru el. Ei, dragii mei, exact așa e și cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne uităm în trecut la modul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și trebuie să avem, asta ne va da încredere pentru viitor. Ba mai mult de atât, noi trebuie să ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu pentru viața noastră și asta ne va da curaj în viitor. Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Recunoaște-L. Recunoaște intervenția lui Dumnezeu în viața ta și asta îți va da curaj. Și dă-mi voie să te ajut. Dă-mi voie să te ajut să recunoști. Uită-te în trecutul tău și vezi acțiunea lui Dumnezeu în viața ta. În primul rând, cum de ești aici? Cum ai ajuns aici în seara asta? Cum de ai ajuns aici și ești sănătos și nu ești pe un pat de spital? Oh, nu, asta nu e o manipulare. Îți spun adevărul. Întreabă-te în momentele grele din viața ta prin care ai trecut. Adu-ți aminte cum ai ieșit din ele. Adu-ți aminte felul în care Dumnezeu ți-a păzit familia. Adu-ți aminte cum te-ai schimbat când Dumnezeu s-a apropiat de tine. Știu că mulți dintre noi am avut un fel de viață în trecut, am venit la Dumnezeu și viața noastră s-a schimbat, dar în timp avem tendința să uităm. Nu vi se pare? Adu-ți aminte cum ai fost la început, când înainte ca Dumnezeu să se atingă de tine și să te schimbe. Dacă acum ești singur, adu-ți aminte cum erai atunci. Adu-ți aminte cum ți s-a schimbat viața când ai început să slujești pe Dumnezeu și cum El a acționat în viața ta. Adu-ți aminte cum Dumnezeu ți-a vorbit prin predici, cum Dumnezeu ți-a vorbit prin prieteni, cum Dumnezeu ți-a vorbit prin cuvântul Său. Adu-ți aminte cum Dumnezeu te-a păzit de dezastre. Și nu vorbesc aici de tsunamiuri și de, nu, de dezastre în relația ta, când era să... Adu-ți aminte când Dumnezeu te-a păzit de dezastre în familia ta, când Dumnezeu te-a păzit de accidente. Trebuie doar să ne deschidem ochii și să ne uităm în trecutul nostru și să-L vedem pe Dumnezeu, că Dumnezeu a fost acolo și ne-a ținut strâns în mâna Lui. Asta îți va da curaj. David asta face. Pentru că, fiți atenți, miza era una foarte mare. Vă recitesc ceea ce spune filistianul.
Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Saul îl întreabă pe David o întrebare perfect normală. Băi, David, tu îți dai seama că tu dacă ăsta te bate, noi trebuie să fim robii lui? Și povestea lui David, cu modul în care Dumnezeu acționează în viața lui, îl convinge pe Saul și Saul spune: du-te și Domnul să fie cu tine. Da, recunoaște-L pe Dumnezeu. Recunoaște-L în viața ta. Și asta îți va da curaj ca să mergi mai departe și ca să lupți mai mult. Și în ultimul rând, un ultim pas. Cum poți să ai curaj într-o lume a fricii? Luptă pentru slava Domnului. Luptă! Versetul 39. David a încins sabia. 38. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: nu pot să merg cu armura aceasta, că nu sunt obișnuit cu ea. Imaginați-vă pe Saul, care era mai mare și mai șmecher dintre toți, ce haine avea și cum arăta armura lui Saul pe David. Îmi imaginez și eu, și David își dă seama că de fapt hainele acestea ale regelui îl întruchipau pe rege. Dar el nu era rege. David își recunoaște poziția și se îmbracă în hainele lui de păstor. Și a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în traistă, apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filistianului. Cu praștia în mână, David merge la luptă. Imaginați-vă tabloul acesta. Imaginați-vă tabloul ăsta, dar fiți atenți, din postura lui Goliat. Tu ești Goliat. Imaginează-ți că 40 de zile îi ameninți să-ți dea unul dintre cei mai vânjoși luptători. Și vii acolo înarmat și încordat și așa, și apare în fața ta ciobănașul, îmbrăcat în straie de cioban, cu bastonul în mână și cu praștia și cu pietre. Imaginați-vă ce postură ciudată! Filistianul s-a uitat când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu față frumoasă. Filistianul a zis lui David: ce sunt eu, câine, de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Și acum puneți-vă în postura lui David, să fiți față în față cu uriașul ăsta. Puneți-vă în postura lui David. Uitați-vă ce zice David. Reacția lui David. David a zis filistianului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. Vreau să mi-l imaginez pe David cum stă în valea aia. Vă imaginați aici tabăra filistenilor, aici e tabăra evreilor și David vine în valea aia și aici e Goliat. Și David stă de vorbă cu Goliat și citește și strigă să audă toți din valea respectivă: eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Chills! Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarilor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu.
Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre. Imaginați-L pe David în postura asta. Ce motivație avea David? Ce motivație avea păstorul nostru să meargă și să lupte și să strige lucrurile astea? Cu cât autoritate strigă? Știți de ce? Știți de ce David îndrăznește să spună asta? Vă spun, v-am spus deja. Pentru că el luptă în numele Domnului. Și el luptă pentru slava Domnului. David nu zice, astăzi te voi rupe în două și voi fi un rockstar. Deși David va ajunge un rockstar, el va ajunge cel mai șmecher din curtea școlii. David merge și luptă pentru gloria lui Dumnezeu. Și parcă îl văd pe poetul David, el era un artist. Vă imaginați că un artist e un astfel de luptător? El cânta și mai încolo scrie atât de mulți psalmi, atât de faini și îl laudă pe Dumnezeu. Și parcă imaginez scena asta într-o cântare, într-o cântare din asta de biruință. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Toată mulțimea va ști că Domnul nu mântuiește prin sulițe și prin sabie. Deci biruința este a Domnului. El te dă în mâinile. Imaginați-vă ce poveste extraordinară. Ce poveste extraordinară, pentru că povestea asta David o trăiește. Cum vezi tu războaiele tale? Și vreau să te gândești la războaiele tale, vreau să te gândești la Goliatul tău în lumina Scripturii. Mă pun eu în mintea lui David, 16 ani, la Lipova. Lipova e un orășel aici. E orășel, nu-i sat. Da? Clasa 9, 10, pe acolo. Erou pe Counter-Strike 1.6. Preocupat de imaginea mea în liceu, eram supărat. Maica mea nu mă lăsa să mă dau cu gel, că era păcat. Vă zic, eram atât de supărat. În fine, îmi făcusem eu o imagine în liceu de copil ok. Preocupat cum să-mi construiesc un profil de high five, fine. N-ați râs, a? Prea veche duma. Da, sunt aici câțiva care au prins high five-ul, deci ok. High five e un fel de Facebook pe vremea dinozaurilor. În fine. Asta eram eu. Mă gândesc cum ar fi fost atunci eu să mă fi dus și să mă lupt cu unul pe viață și pe moarte. No thanks. Sau pe TikTok. Acum am trecut la era noastră. Ce să mai postez pe TikTok? Cum să fac? Să iasă niște filmulețe mai interesante? Mai... cumva altfel. Cum? Pe Instagram. Deci am pus o poză azi dimineață și am pus-o și la ora în care toți scrolluie și am primit puține like-uri. Am greșit ceva. Ceva n-am făcut bine. Cum să-l impresionez? De seară mergem la Impact Plus. Cum să mă îmbrac? Băi, timpul meu, e momentul meu. Nu mă pot machia, că trebuie să port mască. Mă voi machia doar de aici în sus. Dar trebuie să mă îmbrac, trebuie să ies cumva în evidență. Cum mă îmbrac eu, ca să mi se vadă gains, nu? Hashtag gym life. Acum, eu am zis că la 16 ani, dar e valabil pentru toată lumea. E ok, puteți să vă gândiți și cei care aveți 20 de ani. Și întrebarea pe care eu vă pun în seara aceasta, ce ați fi dispus? Și mi-o pun mie, în primul rând, și mi-am pus-o mult zilele astea. Ce ai fi dispus? Ce ai fi dispusă? Ce aș fi dispus să fac pentru a apăra gloria lui Dumnezeu? Știți de ce vă întreb asta? Și aici ating un subiect sensibil, dar l-ating, dați-mi voie să-l ating.
Avem mulți tineri în biserica noastră. Și apare un fenomen pe social media foarte interesant. Emi, poți să intri, te rog, pe Facebook și să-mi zici la ultima postare, așa, câte like-uri avem. Ce ai fi dispus să faci pentru a aduce glorie lui Dumnezeu? Ai fi dispus să dai un like sau un share la o postare a unui afiș pentru mesaj pentru Biserica Impact? Sau pentru biserica din care provii? Nu trebuie la biserica, e biserica din care provii. Ai găsit? 63. 63 din care unul maică mea, care nu e membru în Biserica Impact, unul mătușă mea, unul tati, deci din ăștia 63 deja au mai rămas 60 doar din ai mei. Părinții mei, nu știu dacă și părinții voștri, dar părinții mei sunt influenceri. Să știți asta. Bun, nu-i căutați pe Facebook, așa. Ce ai fi dispus? Știți ce îmi dau seama? Oamenii dau like-uri, oamenii, hai să mă duc mai departe, interacționează cu orice altceva, mai puțin cu ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb în seara aceasta, ne îndepărtăm de zona asta de social media, că nu e atât de importantă, dar asta spune multe lucruri. Ce ai fi dispus să pierzi pentru Dumnezeu? Ce ai fi dispus să riști pentru Dumnezeu? Ce ai fi dispus, ce ai avea curaj să lupți pentru slava lui Dumnezeu? Slavă Domnului că nu-i nevoie să mergem și să ne luptăm cu Goliat. Slavă Domnului și bucurați-vă. Însă, dragii mei, dacă vă provoacă întrebarea mea, mă bucur. Atât de mult m-aș bucura să vă provoace întrebarea asta și să nu puteți dormi la noapte din cauza ei. Ce aș putea să pierd eu pentru slava lui Dumnezeu? Și ascultați-mă, în momentul în care motivația noastră va fi slava lui Dumnezeu, atunci abia vom avea curaj. Pentru că de multe ori motivația noastră e egoismul nostru, motivația noastră e imaginea noastră, motivația noastră e slava noastră personală și vreau să știți un lucru, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Vrei să ai curaj? Luptă pentru gloria lui Dumnezeu. Și poate te întreb, ok, bun, cum adică să lupt pentru gloria lui Dumnezeu? Pentru că viața mea e formată din viața de la biserică, e ok, bun, gata, dau like, share, m-ai convins. Amin, aleluia. Dar ce înseamnă să lupt pentru gloria lui Dumnezeu? Păi vreau să spun un lucru, dragul meu. Viața ta nu e formată din viața de la biserică și viața de la școală. Viața ta nu e formată din viața spirituală și viața de zi cu zi. Sau e posibil să fie așa? Dăm voie să-ți spun următorul lucru. În momentul în care îl punem pe Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, viața noastră se va schimba. Imaginați-vă o sală de tineri care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc la facultate, care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc la cămin, care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc în social media, care îl pun pe Dumnezeu în primul loc la job. Imaginați-vă acolo biruințe. Imaginați-vă acolo curaj. Vrei să ai curaj? Puneți întrebarea, care e motivația ta? Pentru ce faci ceea ce faci? De ce? De ce te îmbraci cum te îmbraci? De ce vorbești cum vorbești? De ce mergi la școală cum mergi? De ce nu mergi la școală? Puneți întrebarea asta. Trăiești cu frică? De ce trăiești? Începe să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Și frica o să dispară pentru că vei avea curaj. Vreau să vă provoc la rugăciune și vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Dă-mi voie să spun câteva întrebări și lasă-mă să fiu foarte personal. Lasă-mă să fiu foarte personal. Ce înseamnă pentru tine să lupți? Care este lucrul de care ți-e frică?
Și care-i Goliatul din viața ta? Pentru că Goliatul reprezintă mai mult decât... Goliatul ăsta reprezintă mai mult decât un om feroce. Și vreau să vă provoc să vă aplecați capetele și să închideți ochii. Nu vreau să mă manipulez, vreau doar să vă gândiți. Gândește-te care este Goliatul din viața ta. Ce înseamnă pentru tine să lupți? Să lupți înseamnă poate să rupi relația care te duce la păcat? O, da, asta e o luptă grea. E o luptă foarte grea. E un Goliat foarte tare. Care e lupta din viața ta? Să lași obiceiul care te distruge, să-l lași la o parte, să nu-l mai faci? Să-ți fie dor de el? Să nu te mai uiți la seriale toată ziua pe Netflix? Să o ierți pe mama ta? Asta e Goliatul din viața ta. Să-l ierți pe tatăl tău care te-a făcut să suferi și în seara asta, după ce pleci de la tineret, să-i suni și să-i spui: te iubesc, mami, iartă-mă că nu te-am iertat. Ăsta e Goliatul din viața ta. Să nu mai pierzi zile, ore, ani din viața ta pe social media și să-ți strici mintea acolo. Ăsta e Goliatul din viața ta. Îți va fi dor de social media, îți va fi dor de telefon. Da, e ok. Ăsta e lupta ta? Poate lupta ta e să iei în sfârșit decizia să te implici în slujire. Să iei în sfârșit decizia să te apropii de Dumnezeu, să te botezi. Apropo, încă avem lista deschisă pentru botez. Care e Goliatul din viața ta? Să schimbi biserica? Să te implici cu adevărat pentru slava lui Dumnezeu? Ți-e greu să te închini? Vă întreb asta, știți de ce? Te întreb, ți-e greu să te închini? Pentru că am văzut că foarte mulți cântau, dar foarte puțini se închinau. Ei săraci stăteau sufletul aici pe scenă și se închinau. Însă îmi dau seama că Goliatul în viața multora este închinarea. Ți-e greu să ridici o mână înspre Dumnezeu și să te închini cu trupul tău? Ți-e greu să bați din palme pentru Dumnezeu în seara asta? Vrei să ai curaj? Luptă dacă vrei să ai curaj. Luptă pentru gloria lui Dumnezeu. Închină-te pentru gloria lui Dumnezeu. Aplaudă pentru gloria lui Dumnezeu, că scrie în Biblie să bați din palme. Bucură-te pentru gloria lui Dumnezeu. Renunță la ce ai de renunțat pentru gloria lui Dumnezeu. Renunță la ce ai de renunțat pentru gloria lui Dumnezeu în seara asta. Și dă voie ca Dumnezeu să te provoace.